Noi suntem Cocolix și bine ați venit acasă la bunica. Băbesc, dar astăzi nu facem băbesc prea mult, cred. Astăzi cred că facem puțin modern, deoarece Felix vrea să facă mortenez. Camera modernă a nepoților, deoarece nepoții când vin în vizită la bunica trebuie să se simtă și ei așa ca la ei acasă, da, știți? Da. Să se simtă bine, nu trebuie să fie totul chiar băbesc. Chiar am văzut la cineva că... Ce? 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 Băbesc? Ce? Ce? Chiar am văzut la cineva când... Bunicii aveau mamă, ziceai că era din primul război, dar așa totul foarte vechi, nu mai găsești. Intră în casă, Felix. Dar nepoții aveau cameră, mă, și aveau. Am crezut că e un porcușor ăsta. Și aveau aveau lucruri faine. Da, deci bunicuța noastră este foarte de treabă și după cum vedeți, ne-a lăsat nouă nepoților camera cea mai mare. Felix, ăsta trebuie dus în zic. Bunică! Trebuie dus în dormitor. Bunic! Aici în partea dreaptă. Bă! Dui. Ia să vedem. Bă, lăsa așa asta la mine, numai camera mie. Stai aici așa, uite la televizor, ha. Ce fain, de cazul televizorului. Că nu vede bine, știi? Și să fie așa aproape. Să vadă bine. Ce drag îmi este mie. Chide ușa ca să se păstreze cald, Felix, la ea. Da? Și acum, deci după cum ziceam, bunica este foarte de treabă, ne-a dat nouă camera cea mai mare a nepoților. Și aici noi să facem ce vrem. Toată casa este bubească, dar camera asta este foarte modernă, să ne simțim noi bine. Banii din pensie și e pus aici să ne atragă pe noi. Când eu vin mai seara târziu, mai mă joc afară cu prietenii, cu asta, vin pe aici, să nu intrarea vin... noastră, da, știți? Să nu vin pe aici, să nu deranjăm. Că dacă eu vin pe aici așa, știi? Da. Vin pe aici așa, vin așa normal seara. Faci gălăgie, știi? Trec pe aici. Unde fost? Și nu vreau de unde am fost. Știi? Da, de asta noi o să avem intrarea asta, deci, specială. Când o să mergeți la bunici, cereți-le intrare separată la cameră. Că de câte ori să mergi pe geam? E greu, fraților. Felix, eu zic să faci aici curat. Bagă curățenie, te pricepi? Arunc gunoaie. Uite și tu că se pricepe Felix să facă curat. Arunc gunoaie. Astea nu-s faine. Astea sunt prea din primul război mondial, bă, Felix. Băi, aruncă asta tot. Aruncă. Calorifer îmi trebuie. Tu îți pui calorifer? Da. Și pe ea o lași înghețe de frig? Are teracotă. Are teracotă, dar în bucătărie n-are. Acolo face de mâncare, acolo gătește. Îi trebuie asta. Pune-te, Felix, faci curat cu mopul pe jos, așa. Oh. Și eu zic că în camera nepotului bunica a pus parchet nou din pensie. Nu? Băi, bun și ăsta. E bun și ăsta? Adică... Sau hai, măcar totuși să nu uiți că totuși ești la bunica. Da. Știi? Așa, trebuie să iei cu plasterul, cu plastelina aia. Curăși geamurile. Că nepoții își curăță singuri geamurile. Vezi, nu, aici? Am plutit pe cineva. Ai plutit pe cineva? Am plutit pe cineva, da. Și se urcă aici. E greu de șterg geamul, vezi? Da, asta chestie de femei. De femei. Da, doar că femeile când ajung la jumătatea alaltă de geam, îi pun pe bărbat. Ia scaun. Așa, Cristina, trebuie să te înveți să iei scaun. Uite și tu ce tehnică are Felix, soarele răsare, așa se cheamă. Tehnica Karate Kid. Când curăță geamul, Felix. Miyagi ăla, mai ții minte? Ce? Pe Miyagi ăla. Nu știu. Îl pune acolo, m-am uitat la Karate Kid. Fac așa. Da, așa l-a antrenat, cu mișcări dintre astea. Hai, Felix, dă acolo mai cu energie. Se cheamă mișcări de încheietură în gips. Bravo. Bă, și du-te și ia-ți plastilina asta, plastul. Tu îți pui ușă nouă? Adică, bă, nu totuși, dar totuși, bunii, când la pensie, bagă și tu o ușă, frate, climă, ceva. Climă, ia uite, nepotul se respectă, bre! Stai. Plasture, nu? Da, trebuie să pui cu plasturile și să faci așa pe tot peretele. Ua! Și vreau să văd oare ce culoare modernă își va pune Felix aici. Ceva trăsnet. Acum, dă încolo, bunii au avut ea niște banda și pe culoare. Prima oară investim în lucrurile care contează. Sau, nu, Felix, știi router cum e? Router de internet, da. Știi cum e la bunici? Pereții tot băbești sunt, dar lucrurile sunt în noi. Amă! Da. Așa este, cine stă la bunici știe. Trebuie să faci aici pereții tot băbești. Nu. Doar că mobilierul poți să-l faci cum vrei tu. Pereții și cred că covorul. Ai, mă, Cristina. Da, Felix, da. În rest poți să-ți pui tu mobilă nouă luată de la pensie. A, nu, mă, hai să schimb priza, că mi se strică calculatorul. Dacă nu schimb priza. Aici va veni calculatorul lui Felix. Îi trebuie priză modernă dintre asta. Priză modernă, mai pun și telefonul și routerul de internet. Cum să se zice așa ceva? Cred că trebuie mai multe prize, Felix. Am prea Dar bunicilor nu le plac cablurile prea multe. Nu e așa că bunicile voastre vă ceartă? Prea multe cabluri pe aici, prin casă. Bagă acolo, Felix, de cablu. Așa. Așa, bun. Ți-ai schimbat aici priza singur. Da. Bagă acolo la autofiletantă. Ah, ce bine că... Uaa. Și ultimul șurub. Mai am una! Dar tu câte calculatoare ai? Aici am mâncat telefonul, Cristina. Aici când stai așa mâncat telefonul. Oh my god, eu dacă stau aici trebuie să-și pasă, dorm. Da, îți trebuie pasă, dorm. Că nu sunt nebun să dorm cu bunii.
Adică e ok, dar când ești mare... Ai putea să dormi cu ea, dar patul ei este de o persoană. Când ești mare nu mai merge. Da. Când ești mare. Când ești pui de o merge, dacă ești orangutan. Deci tu aici o să-ți pui un calculator. Aici pui telefon. Aici îți pui televizor. Îți pui și televizor? Da. Cred că îți pui și televizor. Că bunica nu se uită la aceleași programe la care te uiți și tu. Nu, ea se uită la telejurnal, se uită la telenovelă, da. Se uită la... La meteo. Ce? Și probabil la filmul de la 8 jumate de pe ProTV, da. Uneori. Da, ăla, comedie românească. Cum zice cineva, cum zice bunica sa. În loc să zică, bă, mă uit la Sierbinți. O zici că se uită la comedie românească. Mă zici mai greșea, că ziceam, bă, tu la Sierbinți te uiți. Și zice, nu, mă uit la comedie românească. Felix, nu mai ți-o pui atât, dar treci la treabă. Bă, eu aș lăsa pereți așa. Nu, Felix, pune-ți un tapet bobesc sau ți-l pui la sfârșit. Dar nu trebuie tapet bobesc. Hai, începe să-ți mobilezi. Da, n-ai suflet. Nu am un pat. Felix trebuie să-și ia un pat aici. Bed. Un bă, dar deci un pat așa mai modest, că nu și-o permis foarte mult. Bă, nu știu, asta e cum e, că e cam chinuit. Eu zic că la al doilea mai de băieți. Ce-o să de fete? Te mai de fete puțin. Vezi ăsta al doilea? Hai, mă! Ca să nu cazi din pat. Bă, lasă-mă, e destul de bun. Ăsta e de cămin, nu vreau așa ceva. Nu vrei așa ceva. Ce pot să-mi iau? Bunii, de care bani ai să-mi iei? Bătuți de la, care? De copii, crib. Da, dorm acolo. Ceva de genul pare. Ceva de genul? Da, că totul așa... Ai dreptate, pare bine. Pare bine. Acolo îți pui? Nu și birou unde o să ți-l pui? N-am loc de toate. Prea mare patul, nu, se pat dublu. Trebuie pat simplu. Îmi trebuie un pat simplu ciofolit. Deci un pat nefăcut. Un pat singur, de nepot nefăcut. Un pat singur ciofolit, ăsta e bun. Ciofolit? Ăla e tot așa. E single bed? Da. Ai single bed, ok. Hai să vedem cel mai masculin. Stai, că trebuie și culoarea. Pe ce culoare îmi place mie? Nu știu, ce culoare îți place ție? Pe nu știu. Ăsta e fain, ultimul. Nu știu, care vrei, în funcție de cum îți pui și birou. Și hai să vedem așternutul, uite, aia a treia. Eu nu știam că patul ți-l e în funcție de birou și birou în funcție de pat. De asta îmi schimb așternutul. Uite, ăsta e băiețesc. Care? Ăsta al treilea. Așa. Băi, nu, eu nu dorm pe așa ceva. Nu, dar schimbă-ți așternutul, lasă pătura la sfârșit. Care? Să fie așa mai de băieți. A? Asta e de fete. Ăsta pare bine. Și cu aia a treia. Sau așa? De care îți place mai mult? Mă, nu știu, așa pare și puțin bunicesc pe contul meu. Da, pare. Da. Aici ador. Acolo îți pui tu. Apreciez că ți-ai lăsat loc de noptieră. Nu mi-am noptieră. Nu? Ți-o pui acolo mai la stânga, Felix. Vreau calorifer, că mi se face frig noaptea, ok? Să fie călduț la picioare. Nu-ți pui și o teracotă? Nu. Nu, că am spart lemne atâția ani la teracotă și... Felix nu mai vrea. Nu mai viau. Unde? La batrumerie? Nu, mamă, ce șmecher. Stai, unde erau? La installations, cred că. Nu, că din ăstea așa. Ba, da, uite-te, radiator, ăsta mai mic. Mi-au mare. E perfect. Vreau mare. Las că e bun mic. Păi după aia mare e prea orangutan, Felix. Căldură se ducă uniform în toată camera. Climă? Bunii, când îmi e climă? Felix, tu ești un nepot cam răsfățat. Vezi, poate îți dă bunica una după cap. Aveți și voi bunici din la care... Ce ai zis, prosc? Bun. Să nu uiți de tapet la sfârșit, Felix. Deci eu nu te las aici să pleci fără tapet. Aici dorm eu când vin. Ha! Am spus în pat. Puneți și dulap. Intră la mobilă cu multă mobilă. Da, stai. Dar ceva așa modern, dar simplu. Modern, dar simplu. Că mai bine investești în calculatoare. La furniture. La furniture. La cupboard aici. Ia să vedem. Uite a treia. E destul de simplu. Ui. De vreau ceva mai modern și parcă ăsta așa. Ăsta e de student, de nepot. Tu n-ai pus din asta în camera la alta? Nu, hai asta n-am pus-o, că asta e cu birou. Stai să văd. N-am pus-o, Felix, că asta e cu birou. Pa, asta ai pus-o, uite-o. N-am pus-o. Păi n-ai pus-o pe asta, ai pus stilul ăsta de mobilă. N-am, bine, stilul ăsta, dar totuși ăsta e stilul bunicii. Bă, bun. Ăsta și-l permite, ăla era cu birou, dar nu știu dacă poți să-ți pui calculatorul acolo, sincer. Nu pot. Nu poți. Am vrut să-mi pun, am crezut că îmi pun din astea, că sunt destul de moderne. Dar poți să ți le pui. Bă, aș vrea cumva să fac fain. Deci vă spun, dar trebuie să te încadrezi în banii de pensie. Okay. Dar ce ar fi dacă aici am pun televizorul? Da. Și aici am pun biroul. Dulapul. Și biroul. Și birou unde? Aici. Bine. Ia, cu ce începem? Cu televizorul. Acum bunii nu-și permite un televizor mare să-mi ia, știi, din la Super HD. Ca al ei. Da, și pe ce-l pun? Păi trebuie să vezi aici, să-ți pui o... Tu pe cap pe borțe.
Ce recomand, Cristina? Ce ți recomand eu, Felix? Nu, 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 ia mâna când ai microfonul, ți-am zis tu. Dă-i mai jos, dă-i mai jos, dă-i scroll. Dă-i scroll. Așa, ce putem noi să punem aici din banii de pensia bunicii? Ceva așa totuși puțin băbesc. Să-mi iau pasta? TV stand? Da, e destul de ok. Îi lua de la Dedeman, probabil. A, înseamnă că e ieftin și se strică repede. Da, pe care, care vrei? Prima? Da, pe a doua. A doua, a doua e mai șmecheră. Uite aici, așa. Cred că trebuie să întorci. Așa. Și aici o să spui tu și hainele. Ciorapii și izmenele. Nu, ciorapii și izmenele, e bun. Ia să vedem la televizor, hai. La electronic equipment ăla. Electronic echipamente. Echipamente. Ia să vedem televizorul ăla al calbunicii, ți-l recomand. Da. Ăsta, monitor. Ăsta, e bun, e bun. Așa. Puneți-l că e cu spatele, cred. A, nu-i bun. Așa. Acum, știi care e faza? Mie îmi trebuie lumină, da? Da. Dar bunii nu-și permite să-mi ia clima, așa că mi-au o din aia, așa. Ți-e un ventilator? Da. Chiar am văzut. Dar ăla puneți-l deasupra patului, Felix. Da, așa că mie mi se face deasupra cald. Deasupra patului și ăsta lumina pune în mijloc. Da, că mie mi se face cald, știi? A, așa. Bunica nu și-a permis clima, așa că i-a cumpărat nepotului un ventilator, da. Pentru că îl iubește. Uite și tu ce șmecher. Da, ăla se aprinde că nu văd. Se aprinde el. E ventilator. Da, lasă-l așa că na. La nevoie, na, îți dai. Și stau aici și mi se face cald și mie, că e vară, știi cum e. Perfect. Așa. Bun, următorul lucru. Unde supra capului? Ok, asta e clima din aia mai, așa? Următorul lucru pe care îl vreau este un dulap să îmi țin și hainele și lucrurile care nu vreau să le vadă nimeni. Așa. Jucării și alte chestii, că după aceea bunii mi le confiscă. Vede maneta și tot. Furniture? Da. Ce găsești acolo? Nu, le-au pe ăsta. Ăsta e perfect, eu zic că se asortează bine. Perfect, chiar e perfect. Și românesc. Și mai la stânga. Așa, e bun. Și destul de da. Masculin, așa, pentru nepoți. Bă, m-aș mai pune asta puțin mai la margine. Se poate? Da. Nu cred că se poate din cauza caloriferului. În primul rând, se poate. Nu se poate din cauza caloriferului, la calorifer se poate așa. Da. Dar ia fă-ți din... A, nu, că nu te mai uiți la televizor. Da, da. Pune-ți și noptieră. Bă, nu știu dacă vreau noptieră. Vrei, Felix? Vrei noptieră? Dar nu-mi plac. Mie nu-mi plac persoanele plac noptieră, care zice că... A, și cocoleșii au zis că am uitat să punem cana cu apă la teracot acolo. Cana, da, mă, apă. Am uitat! Stai, care e noptiera? Softless? Noptiera e la cupboards. Da? Deci vedem aici unul mai mic. Da, uite asta. Uite asta, se sortează cu restul mobilei. Și poate țuie pe culoarea asta. Șmecher! Mm. E bun, e de nepot. Da, aici... Da? Aici vreau biroul meu în care stau pe laptop. Bă, dar și aici cât spațiu am, aici fac breakdance. O să-ți fie un covor băbesc pe care o să faci breakdance. N-am de ales, asta e viața. Stai, ce-mi trebuie acum? Birou? Unde birou? La desks. Ia să vedem ce găsim la desks. Uite ăla, pe corner, dar nu știu dacă poți să-l pui. Asta nu-i mare. E cam mare. Am, asta e birou de director de școală. Fratele meu! E mare, Felix. Este birou de director de școală. E mare. Care îl găsim? Uite, ăla e destul de bunicesc. Stai că ăsta e amuzant. Mama, asta zici că l-a făcut bunicul în curte. Dar e șmecher, adică e care? Fain. Ăsta, classic desk. Mă, dar de ce-s așa? Asta e birou bunicii, știi? Și ți-l-o da ție la nepot. Ah, așa, maroniu. Totul să fie maroniu. Și prima, a treia. Așa. Ce zici? Vrei alb? Da. Alb învechit? Mm-hmm. Ia uite și tu, ca să te simți la bunică! Laptop! Și laptop! Eu ce fac acolo? Bă, dar bunica asta ta te răsfață rău de tot. Te-am luat la de Crăciun. De la electronic equipment. Bă, atâta e să nu găsesc laptop. De la electronic. Electronic equipment, acolo, așa. Puțin mai jos. Ia să vedem. N-ai, frate, dar unde să o fi? Să mor eu. Sigur este, poate la other. Te-ai scris PC. PC, așa. PC? Sau computer? Computer, ia să vedem. Nu-mi dă decât din astea. Da, dar ia-ți dintre la cum... Ia-ți unitatea pentru... Am avut de la faine! Deci nu știu, chiar nu găsim aici laptop. Nu găsim, dar un laptop, un laptopileț mic. Un laptopileț? Telecomanda. Pune telecomanda. Ți-o pui în pat? Îmi pun aici. Ah. Îmi pun aici. Pe neptiere, perfect. Asta și mai schimb și-o. Mama, ce bine văd. A se uita de la distanță ca să nu strici ochii, știi? Nu trebuie să stai cu nasul calculator. Hai că merge. Bine. E bun. Stai, așa.
Îmi iau calculatorul, da. Îți iei calculatorul, dar ce o să faci dacă n-ai laptop să-ți pui monitorul? Îmi iau unitate, din cauza ta. Îți iei unitate, da, dar și-ți mai pui încă un monitor HD dintre ăsta? Da. Ia să vedem. Îți pui o hotă. Electronic equipment, îmi iau un calculator, uite, îmi iau monitorul ăsta HD. Ok. Tele, dar ce mare! Ia-ți-l pe la mic. Uite și tu! Felix și-a pus aici televizor HD! Aaaa, frate! Mersi, bunii! Uite ce fain! Uite! Tu, Felix, ești un copil foarte norocos. Uite și tu, bunica, cum te tratează. Da. Bagă-ți acolo și tastatură. Merge? Așa, așa, da, bun, așa, bun, bun, bun. Și boxe, Felix. Stai puțin. Uite alea, loud speaker. Stai că-mi pun tot. Să doare pe bunica capul. Pun tot, Cristina. Stai să-mi pun și tastatura asta așa. Ok. Așa am avut toți. La unde ți-l pui? Jos? Uite, așa am avut toți, știi? Da, așa am avut toți, da, într-adevăr. Ia-ți boxe, puțin mai sus. Uite, uite aici. De care? Dintre astea? Și mai era încă una mai grăsuță. Da? Aia la stânga, uite. Asta. Standard. Nu și-o permis bunica să-ți ia dintre alea șmechere. Nu, să zici că e un... Asta e, nu știu. A, zici că e bass dintre ăla. Dar nu, trebuie. E discoteca. Singura muzica aia. Aia e singura. Electric heater, asta e refine. Într-adevăr. Dar ai calorifer, Felix. Nu mai pune pe bunica să plătească și că n-are de unde să-ți pună caloriferul electric. Așa e? Trebuie să facă economie. Microunde. Și așa cheltuiești o grămadă cu calculatoarele tale. Mă lași. Pune mai aici două. E bun. Ia uite ce bine arată. Mamă, ce m-aș muta. Camera nepotului. Da. Acolo unde ascult muzică și mi-a zis, de mai aici, da, da. Da, da. Du-te la vecină. După aia, ia-ți un scaun de birou, Felix. Aș vrea totuși un scaun, nu ăsta, vă dă-te, bă. Stai puțin. Dar poți să ți-l pui pe ăla, Felix, ăla ți-l-o dat bunica. Ăsta, Eugen, așa îl cheamă. Eugen, Felix. Eugen, românește. Ăsta e scaunul pe care l-a găsit Felix prin casă. Să știi că e foarte bun. Da, știu. Îl bagă-l acolo. Ia uite și tu ce bine se simte gamerul cu echerul. Slike! Acum... Ideea este că... Bă, ce vine frigul? Nu trebuie să faci prea multe gălge, că această camera ta este vis-a-vis de camera bunicii. Ce vă vezi, bunii? Party în fiecare seară! Ok, acum și mai trebuie să fac covoare. Că... Trebuie covoare, băbiești, Felix, băbiești. Mamă, ce scaun ăsta? Henry! Henry! A, trebuie să-ți pui un scaun din ăsta, să-ți pui hainele pe el. Pun la, la ușa aici, aici, aici. Dar e prea modern, ia-ți unul tot dintre ăsta ca la birou. Așa trebuie la bunici, să ne punem scaun, hainele pe el. Da. Dar invers, Felix, cu capătul la perete. Și tot vrei. Capătul la perete. Așa. Așa. Așa, și acolo ne punem scaunele, ăsta, hainele. Tu faci așa, eu nu fac în viața mea. Tocmai am niște haine de pe scaunul tău. Era de pe scaunul tău? Da. Care covor zici tu că... Dă-te mai jos, mai jos, mai jos. E ăsta? L-ai pus pe ăsta dincolo? O fi ăsta, nu... Cred că l-am schimbat, dar... Ia să vedem. Destul de modern, puțin băbesc, destul de modern, nu știu. Jumii-juma între băbesc și modern. Ăsta e mic. Se cheamă și Granny. Ăla e mic, e mic, e mic. Care îl recomand? Eu ți-l recomand... Nu pune mâna! Că e de ăsta, așa. Zic că să nu pună mâna că... Așa, una, sau ăla pe roșu, nu știu, l-avea și în salon. Hai să văd. Din cauza că ăsta nu dea pe... Ăsta, uite, ăsta deci ăsta l-are bunica, dar da. Dar mi-l iau pe la modern. Dar e și eu puțin modern, lasă-mă. Da, ia-ți-l pe la modern. Ia să vedem cum dă. Ăsta. Carpet pattern, nu Felix. Ăla în altă parte. Nu, bunica n-a mai avut bani și de covoare. Trebuie covoarele ei cumpărate de mai de mult. Așa, e bun aici, a? Și acolo poți să pui unul mai lung. Nu mai pun. Asta e tot? Da. Ia. Ia să văd cum arată cum intri din cameră. Să știi că e foarte bine. Da, 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 e foarte, foarte bine. Ok, dar parcă nu așa de multă dezordine cum vreau eu să fie. Adică... Pune-ți și o lampă undeva, Felix. O lampă de pe timpul bunica. Găsim pe aici? Da. La lamps. Așa. Ia să vedem care o putem pune. Standing. Ce-i sconzurile astea? Sunt chestii dintre astea. Uite din astea, lanterne din asta, așa. Astea de afară, Felix. O aplică. O aplică. Uite dintre astea, a doua. A doua ți-ai pus-o sau aia altă de... Asta poți să pui pe birou. Asta, da. Asta. Eu când eram mică, tot timpul trebuia să am o dintre astea pe birou. Ca să-mi scriu temele să văd, știți? Da, 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 da. Și aia pare super vechiță și asta iar pare zici că din... Oh, da, 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 da. Prima lampă. Asta ți-o pui... Aaaa, ce micăi! Pune-ți-o aici pe noptieră. Perfect! Să și-o prind. Ce lumină faceți? Perfect, Felix! Bă, dar nu prea fac lumină. Ia stai să sting.
fac o lumină dintre asta locală. Mai chioară. Lumină chioară. Lumină chioară, lumină băbească. Bun, acum, hai să-ți pui pe perete și după aceea va trebui și niște tablouri băbești. Facem schimb pentru că eu până aici pot, restul... Până aici eu vin cu decorațiile, Felix. Da. Ia să vedem. Și bunica își va umple casa de plante. Va veni la tine în cameră în timp ce tu te joci jocuri pe calculator ca ea să ude plantele. Nu mă, nu plante, Cristina, nu place mie atâtea plante în casă. Plantele-s de afară. Da, dar bunica trebuie să aibă motiv să intre la tine în cameră, știi? N-are motiv. Să ude plantele. Să vină cu, să-mi dea gogoși clătite, aia e motivul. Oh, Felix, apropo de asta, hai să mergem la Adder și găsim aici, tu ai nevoie de un coș de gunoi dintr-o ăsta. Uite, punem aici sau aici? Sub birou, până-l după. Undeva acolo. Sub birou, dar nu știu dacă se poate. Până-l așa după acolo. Aici, aruncă așa. Hârtie, mai aruncă toată și lumea. Și trebuie să-ți punem o farfurie cu mâncare, că așa o nepoții, știi? O farfurie cu mâncare, da. Găgoși, cozonac, clătite. Ce mai face bunica bun? Nu știu. Punem o furculiță, că tocmai am mâncat. O punem aici că pe birou. Bun, că... cameră, că zic, bă, ți-l la calculator, dă-mă la calculator. La birou face gamerul aici, aici mănâncă. Trebuie să mai găsim și... plate, farfuria. Plate. Uite o cană. Care e cana de gamer? Nu, că eu nu beau apă, beau direct din sticlă. Din sticlă. Așa fac. Îți pun o sticlă cu apă. Pun o sticlă, așa fac, beau direct din sticlă. Da, și... uite, găsim aici. Bă, dă-mă pe aia mică, Ce culoare? Albă? E bună, sau mai băbească, Felix, asta, mai galbenă. Că bunica are băbești. Uite, așa. Bă, nu-mi place aia mică. Nu-ți place aia mică? Nu. Felul 2, uite, ți-o pun și pe asta și să vedem care îți place mai mult. Pun una mare, așa că... asta mare și pe asta o vindem. Mi-a făcut cartofi prăjiți! Aici am făcut cartofi prăjiți lui Felix și Felix o mânca pe toți, vedeți? Iam. Oare putem pune asta pe deasupra? Uite și tu! Dar nu pune chiar în mijloc, zici nu că e un cult. Nu pun chiar în mijloc. O punem, uite, așa. 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 Bate palma! Exact așa aș face eu. Aș ninge tot cu ketchup. O să găsim și o cană cu apă mai încolo. Găsim, dăm aici la Survivor. Vreau văd de prosoape curate să am și-o pe scaun, poate le pui. Prosoape curate? Era acolo unde erai înainte. Exact. Adder, jos da. De tot era, la maximum. La maximum. Imediat. Uite acolo, prosoape. Astea. Poți să alege culorile, trebuie băbești. Băbești, Felix. Așa, după aia așa, cred că asta e destul de băbești. Okay. Vezi dacă poți să le pui pe scaun. Bunicii. Ia să văd, se pot pune pe scaun? Nu se pot pune pe scaun, dar ți le pot pune aici. Da. Ți le-a adus bunica, ți le-a spălat. Da. Putea merge acolo, da. Nu pot, mută. Mi s-a părut că se mută, poate. Pune-le pe jos puțin, că nu contează. Uite aici. Ok, pune acolo, ți le-a adus bunica, știi? Ți le-a împachetat. Mai schimbă prosoapele, bă! Ia să vedem ce mai putem pune aici. Îți dau un raft aici cu cărți. Bă, nu. Nu vrei să citești? Bă, aș citi, dar parcă nu la bunica. Trebuie și o oglindă. Îți spun eu, bunica trebuie să aibă o oglindă. Nu, că eu mă aranjez în telefon. Uite aici. Mă aranjez în telefon. Aici, Felix, când pleci la școală. Dar mă uit în telefon. Când pleci la școală trebuie să-ți iei haile. Bă, nu uitați în telefon. Ți-ai haile de aici? Și tu ții în oglindă, îți vezi dacă arăți bine. Aici zici că deasupra nu vrei niște rafturi. Pune. Rafturi, cărți. Ia să vedem. Scrie aici shelves. Uite, dintr-o ăsta, da? Sau dintr-o ăsta? Pune două din alea. Dintr-o ăsta? Aha. Ce culoare? Prima e bună. Prima e bună. By many, mă rog. Lasă. Unde îți pun? Îți pun așa? Pune sau deasupra? Pune un așa lung, sus, mă. Unul lângă altul, așa, ca să fie... Aici, sus? Lung. Day by many și pune unul lângă altul. Da, te întreb sus? Da. Așa. Una. Dar s-ar putea că pe asta să nu să-l pui prea multe. De ce nu-l pun lângă altele? Că nu se poate. Ai încercat? Da, uite, vezi? Păi nu se poate. Vezi? Așa, îți place? Da. Ia să văd dacă se poate pune aici totuși ceva. Prea place. S-ar putea... Nu prea-ți place? Eu ziceam să spun dintre astea, băbești. Ultima, penultima. Penultima? Că nu-mi place galbena, ce tot te vire galben? Astea? Eu zic mai faine astea, nu? Și hai să le vindem pe astea. Da. Le vindem. Că pe astea cred că nici nu poți să pui prea multe lucruri. Da, și punem acolo trei, un bibelou, ceva. Un bibelou, pentru că bunica... Sunt ale bunicii, știi? Unde, la decorations? Eu știu. Nu știu unde sunt, sau la Adder. Unde le găsim? Unde găsim aia? Bibelouele, tu știi. La Adder, cred că.
Găsim aici ce bibelouri pune bunici, bunica. Cred că îi pune unul dintre ăsta la nepot, pune, că ea încă mai două. Ea încă mai consideră foarte când copilaș. Pune sus acolo. Și ești destul de băbești. Te arca cu picioarele pe scaunul meu. Așa, da, m-am urcat pe scaunul. Și ai nevoie și de niște cărți, Felix, că bunica te obligă să citești. Bunii! Te obligă să citești. Bunii! Uite, ăsta e notebook-ul, rețete. Nu acum, bunii! Trebuie să-i punem un dintre ăsta la bucătărie, Felix. Pui tu după. Și un ceas îți trebuie. Da, bagă cărțile, hai. Cărți, așa, uite, asta, by many. Secretul porumbului, mă pune să citesc bunica. Da. Uite, așa. Punem și așa una. Sunt bune două și acum mai mergem și mai facem și altele, știi, că nu numai aceeași carte. Așa, by many. Punem una peste alta. Și aici puțin așa, că tu ești mai... nu chiar la perfecție. Le mut așa puțin să creadă bunică l-am citit. Le mut ca să creadă că a citit, da. Exact așa. Și atâta, atâta, nu mai, nu mai pune, atâta. Exact. Astea sunt cărțile lui de școală. Da, buni, m-am apucat, mamă, la pagina, mamă, să știi. Nu le mișca când pierde semnul de carte. Trebuie să punem crecunașul pe pat. Nu. Ca să vadă că citești. Nu că tot timpul las acolo. Tot timpul le las acolo. Dar le las acolo. Bun, deci am făcut bine aici. Ce mai trebuie? Ce mai trebuie oare? Niște plante trebuie. Bunica le ține la geam. Zice că uite aici ai foarte multe, nu mult ține, spațiu. Nu ține plante la mine, bunii. Nu ține. Bunii, nu, bunii. Păi dar trebuie, Felix. Altfel ce motiv am mai avea ea să intre în casă? Păi nu vreau să vină decât cartofi prăjiți, gogoși, clătite, uite cozonac. Uite ce bobească e asta. E foarte bobească. Am gândit, dar și îți pune mai multe. Nu pui mai multe. Ba da, Felix. Nu vreau. Uite așa mai nu multe. Trebuie, Cristina, nu pui Ana aici la mine. Nu, doar una. Du-te în grădină, ai bunica grădină. Bun, atunci, haideți să mergem să-i facem pereții. Nu, mie nu trebuie tablouri. Facem pereții, Felix. Wall panels. Nu, că pui până joi dacă pui din asta. Pune și atunci, mie o culoare. Alb. Alb? Vrei alb? Alb. Unde găsim aici? Scrivite. Dar nu alb. Nu, alb. Cum nu alb? Trebuie ceva mai îngălbenit. Ok. Uite ăsta. Pune mai așa. Oare o fi bună ăsta? Mai contează. Scrie yellow, de ce-ți dă? Yellow, ia să vedem. Morning yellow, da, sau ăsta? Da, așa de dimineață, că la parc e prea seara. Da, bagă-mă. Haideți să văruim aici, cu ăsta? Da. Da, pentru că așa se face în House Flipper. Văruiești după ce pui mobila. Băi, aprinsă lumina, că e cam chiorală. Imediat dau drumul să văd. Uite în sus. Deci ți-a văruit, Ofelic. I-a prinsă. Uite și tu, bunica i-a văruit la nepot, cu banii din pensie. Și tu faci caracul de la dreapta la stânga. Da. Uite ce, n-am făcut bine? A. Mamă, deci te simți așa de ca de dimineață, la geam să-mi las alb. Îți las alb. Ai văzut? Da. Ai văzut că m-am priceput să-ți las alb. Mamă. Și o să-ți pun niște tablouri așa, din tinerețea bunicii. Nu! Dacă aș putea chiar cu portretul bunicii, să o vezi cum te trezești de dimineață. Nu, că simt că se uită la mine când dorm și eu nu suport din astea. Păi da, ca să fii cu minte. Ia uite, știu ce fain am făcut. Chisea, nu fă din astea. Dar nu e așa că e plină de viață camera nepotului? Mă simt parcă sunt un solar. De ce, cu galbenul ăsta? Da, pârpârlit așa. Păi n-ai tu nevoie de soare ca să-ți bagi vitamina D. Bă, și stai puțin, și galbenul ăsta e băbesc? Da, e. Păi și stai, de ce o vopsi cu galben? Peretele. Pentru că n-avea alta. Adică e super șmecher. Ăsta să zicem că este un alb... de mai de mult, dar s-a îngălbenit în timp. Să-l lași la geam alb, să nu uiți. Să-l lași la geam alb, Felix. Uite așa. Doamne, ce mă pricep aici, incredibil. Ia să văd, reușesc? Aha. Mai trebuie încă puțin. Dar ce cameră mare i-a dat bunica nepotului, nu? Trebuie să recunoașteți că îl iubește foarte mult. Deci cred că am făcut tot și m-am mișcat extrem de repede. Aici. Le vând asta, da? Da. Să-l lași acolo mizeria, că îl place. Dar să știi că am vrut să o curăț, dar nu știu de ce nu se vede. E puțin ud. E fain mizeria. Sau nu știu ce e acolo. Papaș, urme așa că m-am aici cred că se mai trebuie încă o... Nu. Încă un raft, Felix. Ia să scrie aici. Uite, încă un dintre ăsta. Ăsta era culoarea. Punem aici. Nu știu ce fac pe ăla. Uite, aici ați mai pui tu niște chestii. Chestii băiețești. Ce chestii băiețești sunt aici? Nu sunt jocul ăsta. Nu sunt în jocul ăsta chestii băiețești. Strebește-ți un aparat de radio. A-a. Nu trebuie aparat de radio. Ce găsim aici? Ceva pe gustul tău, Felix? Mic! Jocuri dintre astea de când erai tu copil? Uite, cub dintre astea, să cred că e prea mare. Nu trebuie cube. Nu-ți trebuie. Pune și mie un ceas pe perete. Îți trebuie un ceas pe perete. Îl punem, uite, aici. Așa, pun acolo. Așa. Și aici, ce să spun, Felix? Uite, cutia ta, aici ai ții tu secretele tale.
ca să nu umble bunica în ea. Acolo țin temele de vacanță și acolo le promit că le fac, profesor. Să mai pun cu carte. Nu mai pune Cristina cărți, că mă pune bunii să le citesc și n-am nimic așa, dar de nu la de școală, Cristina. Nu știu ce-a făcut. Și atunci ce Ion și cu Nichita Stănescu. Ce să mai pun? Îți pun ăsta, că trebuie. Bunica te-a obligat. Bunii, dar eu le sparg, bunică, eu dau în ele. Eu deschid geamul, nu s-a atent, bunătăți dimineața, nu știu ce fac. Te-a obligat bunica să spui. Eu zic că arată foarte șmen camera lui Felix, nu? Da. El nu vrea draperii, deoarece erau dintre ale băbești și Felix le-a dat jos, da. Știți? Bunii, se intră în cameră când vii cu mâncare. Da, cu gogoși. Când mă cheamă cineva, da? Mhm. Și când mă sună cineva la telefon, pe telefonul tău fix. Și când ai tu muzica tare, să nu se supere pe tine. Nu, să se ducă la o vecină. A, bun, s-a apăsat butonul de Cocolai! Ce vreți voi? Felix, Cristina, Cocolix! Și ne vedem data viitoare! Pa! Cartofi prăjiți! N-am mai mâncat de mult, dar aș mânca.